Салутер, приятель, я тайо шам ажунсла турда Салина, асты есть у шахты креата де уамень сапате. Ши есть он лок фарте вестит на Румыния, ши посу спун ка билетул ку аста тух мачин зеш де рони, асты есть чел мэй скумп лок, каре лам визитатио де кэн калтори есть чин зеш де рони и экстраординар. Так са консидерам ке тим де досу тамынян келдой досу де рони, я консидер ка чин зеш де рони есть фарте мут. Эча сант ништи индикации, база де тратамент скара богателор. Cred că este curios ce bază de tratament este. Eu sunt sigur că trebuie să fie cu plată, ce tot este cu plată. Dar după prețul de 50 de lei ar trebui baza asta să o facă gratis. În această cameră vedem diferite masajoare, scaune pentru sport, așa să spunem. Și nu văd nici o persoană care să poate dat o întrebare. Este ca un local, ca un restaurant. Restaurant care poți să te odihnești. Cred că-s comenz. Probabil în partea opusă este un punct de informare care se poate aflat. Dar locul este foarte mare. Uitați-vă ce galerie mare. Sunt multe măsuțe, dar ideea n-am, doar să șez la ele, doar să discuți în companie sau poți comenzi ceva. Deci este chiar semn care interzice să mănânci, înseamnă că doar sunt niște măsuțe care te odihnești, așa înțeleg eu. Eu consider, cum am văzut peste hotare, prin Rusia mai ales, aceste scaune erau cu plată, tu puneai o monedă și ele începeau să lucreze. Probabil aici asemenea este, ele sunt cu plată, dar acuși verific. Cum și-am presupus, totul este cu plată. 10 roni, 5 minute, 20 de roni, 10 minute. Extraordinar. Este foarte scump, deoarece pentru, cum am mai spus înainte, pentru biletul de 50 de lei pentru a te plimba prin această șahtă, păi permiteți un omului să odihnească, da? Dar doresc să mănânci tot bugetul care cred că cineva, un vizitator, l-are. Pentru aceasta plătește, pentru aceea plătește și asta e. Dar continuăm drumul să vedem ce este mai departe. Pot să spun că până când nimic uimitor n-am văzut, în afară că merg într-un tunel de șahte. Până când, dar asta este de abia începutul. Poate acuși descoperi ceva care spun, wow, e că asta a meritat. A meritat și 50 de roni, a meritat să vii în acest loc. Însă până când este ceva obișnuit, numai că este un tunel de sare. Interesant cum se depozitează sarea pe lemn. Uitați-vă. Este ca un muzeu, niște exponate, probabil din timpul când dobândeau sare. Acum coborăm în jos. Urcați, încăpim. Se vede pe pereți urme cum au fost tăiată această șahtă cu discurile, cum urme rotunde, linii. Wow, dar aici e ceva înalt. Iată de aici vedem o panoramă la locul de jos, ce este acolo. Prin partea ce este ascensor, iar prin partea aceasta este scăriță. Scrie că 13 etaje trebuie să cobori. Dar eu sunt deprins să merg pe jos, așa că m-am pornit. Am coborât 13 etaje și am ajuns la platforma aceasta de jos. Aici parcă este un stadion foarte, foarte mare. Cred că dacă se facă într-o mină un stadion, asta va fi cel mai deosebit stadion din lume, așa că le dau idee. Pământul este cam lunicos aici și am așa o senzație, parcă mi-a intrat sare în nas, nu știu cum, parcă un pic mă ustură. Probabil aici se fac câteodată niște concerte deosebite. Este o platformă de joc, oamenii joacă tenis, interesant.
Și asta este cu bani sau aici măcar să permite gratis. Chiar sunt curios, chiar pentru tot să iei ce bani. Acum și întreb de cineva. Știți ce? 20 de lei jumate de oră. 20 de lei sau 40 de lei o oră. Păi eu nu știu, asta e normal pentru să vizitezi, să dai 50 de lei pentru vizită și pentru fiecare locație, pentru un masajor, pentru o joacă, să plătești, de acum, băi, soveste trebuie să aveți. Nu vă spărați, dar asta este un loc foarte scump. Da, este un loc spectaculos, mă uitați-vă ce șahtă mare, dar eu consider că în acești 50 lei de-amu pot să pui o masă de tenis să joace oamenii care doresc gratis, nu? Chiar să ajungi la asta. Dar eu vă spun, eu când mă uit în sus, asta este într-adevăr un loc spectaculos, mi-e de-am ochii mă ustră de la sare. M-am uitat acum în sus, încep să mă uit între ochii. Probabil aici cantitatea de sare este foarte, foarte înaltă și asta se simte în organism. Dar este ceva faimos. Wow! Uitați-vă, nu știu pe telefon asta se transmite, dar în realitate asta este ceva wow. Aici mai este încă o grotă mai adâncă. Și acolo se vede și apă, trebuie să ajung cumva și acolo. Eu am coborât jos la Mina Terezia. Aici este un lac. Fotografiați? Tak. Interesant. El cu siguranță trebuie să arat, să arat, să arat. Dacă tot. Wow, aici poți căte și cu bărcile. Super, super. Fain. Sunt convins că cu bani. Eu de acum aici tot ce văd în mine asta, eu sunt convins că asta trebuie să coste bani. Iată și 20 de minute, 30 de lei barca costă. Aici sunt niște platforme, niște căsuțe, unde oamenii cred că stau și răsuflă cu acest aer. Dar este un loc, uitați-vă ce frumos. Uitați-vă ce e înalt sus. Wow. Wow, 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 wow. Iar de acolo eu mai înainte filmam. Iar aici vedem cum oamenii se plimb cu bărcuța pe lac. Este foarte interesant. Cel mai tare în această încăpere îmi place ecoul care se aude, deoarece este o cameră foarte înaltă, este o cameră foarte mare, este un ecou care se duce în sus, în sus și mai ales când strigă copiii, se aude așa un sunet, parcă de sirene, este fantastic. Acum mă întorc înapoi în sus să vizitez și alte încăperi. Eu cred că după ce să vizitez Tur de Salina, de acum câteva săptămâni o să am nevoie de sare în mâncare. Nu știu, de acum în gât simt sarea aceasta. Tot video astăzi cât o să vorbesc cât de mult a influențat sarea asupra mea. Numai ce am vizitat lacul cel de sus, el se află 112 metri în adâncime și se formă urma infiltrației apei de la suprafață. Doza de sare în el este 260 de grame la litru. Așa că este foarte, foarte sărată. Am urcat sus și uitați-vă cât de leniși sunt oamenii. Sunt scări care pot să cobori 13 etaj, asta nu, maxim 2 minute. Și oamenii, uitați-vă ce rând stau aici. Zeci de oameni stau, dar nimeni nu spărnește pe scări. E extraordinar. Dar asta, locația unde am fost eu jos. M-am întors la etajul principal. Aici este o expoziție. Cum oamenii înainte dobândeau sarea asta a fost prin anii 1800, început la anii 1900, în așa metodă eu o transportau mai sus. Aici este chiar cu ghid. Și cred că este o machetă la etaj. Iar eu continui mai departe să văd alte camere.
Mă duc să vizitez ultima sală și ea se numește Sala Ecourilor și acolo se spune că dacă dorești poți să strici. Deci strici ca să auzi un eco. Acolo și vedem ce fac oameni. Și chiar nimeni nu strigă? Până am strigat. Uitați-vă ce... Au! Asta ce pătugă și interesant. Dar este tot umed, de că am pus mână și este umed, de orice s-ar atrage umezeala. Uitați-vă ce interesant se vede de aici. Este un tunel foarte, foarte lung care duce spre altă ieșire. Și eu dacă măresc cu X10, eu văd cum vin oamenii. Dar de aici nu-i văd, de orice este foarte lung. A fost interesant să mă plimb prin această mină salină, a fost o experiență unicală și cum tot video am spus că am gust de sare, de acum la mine și salivă aici se arată. Și am meritat să vin să o vizitez, deoarece este un loc unic, un loc care nu-l întâlnești oriunde. Și acum mă întorc să fac videouri adăugători pentru alte rețele sociale. Și ca întotdeauna, aici finisesc video cu cuvintele, ne vedem în următorul episod.